Accidentul rutier s-a soldat cu rănirea unui tânăr pasager în autoturismul care a lovit ambulanța. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Șoferul de pe ambulanță este cercetat într-un dosar penal pentru vătămarea corporală din culpă. Întrucât nu transporta pacient la momentul producerii evenimentului rutier, ambulanța nu avea semnalele acustice și luminoase pornite, spune conducerea serviciului lui județean de ambulanță. Tot marți, pe drumul național 7, pe raza localității Racovița, s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea ministrului Familiei, Natalia Intoteru. Mașina în care se afla Natalia Intoteru a fost lovită de un autoturism condus de o femeie în vârstă de 41 de ani.